Această mișcare a început prin anii 80 cu acele evoluări a tălâncuței, cu colini tradiționale. Și la Plăieșe, de al 27-lea an, deja se cântă colinde și cam în fiecare an învățam câte o colindă două. Și iată rezultatul, deci este un repertoriu foarte voluminos, este un repertoriu valoros pentru că sunt colinde tradiționale și sunt legate de îndeletniciri, de profesii, eu știu, de vânător, de păcurar, de ciobănie, colinde despre nașterea Domnului, colinde de an nou, de Sfântul Vasile. Deci este un repertoriu care, pe parcursul anilor, ne-am convins că am readus în actualitate colinda, așa numit cântată, în grup bărbătesc, așa, în ceată bărbătească.